Nuca, o poveste din seria Marele Oraș. Dragi prieteni, nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube pentru a asculta cele mai frumoase povești personalizate pe care le scriu pentru dumneavoastră și copiii voștri. Domnul să vă binecuvinteze! Dedic această poveste frățiorilor Eileen și Jesaja. Domnul să vă dea inimi pline de bunătate, astfel ca să puteți birui răul prin bine. Vă îmbrățișez cu drag! La balconul unui apartament din marele oraș de la etajul 3 stăteau Eileen și Josiah. Surioara și frățiorul veniseră în vacanță la bunica lor și priveau fascinați la tot ce se petrecea pe strada pietonală ce era chiar în fața lor, mărginită de un frumos parc. Majoritatea dintre noi suntem obișnuiți cu porumbeii, care sunt în orice oraș al lumii. Dar aici, printre porumbei și vrăbii, erau câteva păsări negre, cu ciocurile gri, care făceau uneori gălăgie, dar și care se purtau ciudat de inteligent pentru niște înaripate. Asta era concluzia la care au ajuns surioara și frățiorul care studiau strada. Atunci, Josiah a venit cu o idee genială. Eileen, hai să mergem afară să vedem de mai aproape ciorile. Hai! Dar mai întâi să o întrebăm pe bunica. Doamna mai în vârstă era la bucătărie și din tigaie se auzea foșnetul uleiului în care se prăjeau gogoșile. Aroma te lăsa cu apă în gură. Dar copilașii nu aveau timp pentru ele acum. Curiozitatea lor birui poftele culinare. Bunico, putem să ieșim un pic în fața casei să privim mai de aproape păsările? Bunicuța stătu pe gânduri câteva clipe și zise: este o idee foarte bună. Gogoșile pot aștepta o oră și afară este o zi atât de luminoasă pentru octombrie. Și cu aceste cuvinte, stinse aragazul, scoase cele câteva gogoși prăjite și fiecare își luă hainele mai groase, căciulile, iar bunica șalul de lână și coborâră scările vechi ce dădeau spre ușa de afară. Când deschise ușa, un jet de aer răcoros îi întâlni, iar strălucirea razelor soarelui îi făcură pe cei trei să-și mijească ochii. Sper că am ochelarii de soare cu mine, spuse bunica. Hai, Eileen, spune-mi, ce ați vrut să vedeți? Păsări negre, păsări negre, strigă Josiah. Ciorile? Da, ciorile, spuse fetița. Atunci trebuie să ne așezăm pe o bancă și să așteptăm cu răbdare ca să observăm de aproape acțiunile unei ciori. Găsiră în curând o bancă din centrul parcului și așteptarea începu. Arătau ca niște pescari în așteptarea peștelui care să prindă în momeală, toți trei într-o tăcere desăvârșită. În acest timp, pe trotuar apăru o bătrânică care ducea o torbă destul de încărcată. Eileen întrebă pe bunica, pot să merg să mă ofer să o ajut? Sigur. Apropo, această doamnă este vecina din blocul nostru. Eileen, urmată de Josiah, au ieșit în întâmpinarea doamnei și se oferiră să ducă sarcina grea pe care o ducea doamna. Ochii bătrânei străluciră la ușurarea din mâinile zbârcite și copiii descoperiră că acea bunicuță se întorcea de la piață, pentru că torba era plină cu diferite legume, verdețuri și o pungă cu nuci era chiar deasupra, aproape să cadă peste margine. În timp ce copiii apucară torba de câte o toartă, vecina mai în vârstă luă loc lângă bunica lor. Copiii se apropiară mai încet și când au pus torba lângă bancă, o nucă se rostogoli în iarbă. Copiii se urcară cu genunchii pe bancă și priveau înspre parc, în timp ce bunicile discutau din ale lor. În acel moment, ochii lor văzură ceea la ce se așteptau mai puțin. De după un tufiș, apăru o pasăre cu penele negre, lucioase, care puși îndrăzneață, cu o privire foarte conștientă spre banca celor patru. Încet, și totuși hotărâtă, își rotea capul pentru a privi în jur, pentru a se asigura că nu aștepta vreo pisică flămândă în apropiere.
Și iată, cioara s-a apropiat și a deschis ciocul pentru a înhăța nuca recent căzută din torbă. Elin privi la Josiah cu un zâmbet triumfător. Cum crezi? Ce va face această cioară cu nuca? Întrebă fetița fără să-și ia ochii de la pasăre. Crezi că o mănâncă singură? Ce zici dacă ar merge să o vândă? Cui? Fu curios băiețelul. Să facem un exercițiu de creativitate. Și surioara începu să depene istoria unei ciori care într-o zi a găsit o nucă în parc. A fost odată o cioară care locuia în marele oraș. Era din tipul acela de păsări care are întotdeauna ceva de spus sau de oferit. Ele nu se pierd în nicio situație, găsesc ieșiri din încurcătură și caută aventuri permanent. Într-o dimineață călduroasă de octombrie, cioara Joy se porni prin parc să caute ceva de mâncare, în speranța că dă și de niște aventuri care uneori le găsea înaintea mâncării. Așa se face că în acea zi, plimbându-se prin parc la o oră destul de devreme, observă cum dintr-o torbă din pânză colorată sări aproape în direcția ei o nucă. O, se gândi cioara bucuroasă, ce noroc pe ciocul meu! Ziua încă nu a început bine, dar eu deja am o masă copioasă. Dar se gândi că ar putea folosi nuca nu doar pentru o singură masă, dar pentru a câștiga ceva mai mult. Luă nuca în cioc și privi în părți. În acest timp se gândea la variante. Dacă aș putea prezenta prietenilor mei această nucă ca una specială, poate cu capacități speciale, aș putea câștiga mai mult pe ea. Peste o stradă, la colțul unei clădiri, era atelierul unui pictor, care în acea zi își picta panoul de la intrare, iar cutiuțele cu vopsea erau deschise alături. Cioara își luă zborul și ateriză cu nuca în cioc chiar alături. Iar în timp ce se întoarse domnul cu spatele la stradă, Joy cufundă nuca în cutia cu vopsea aurie și își luă iar zborul. Planul a reușit. În timp ce zbura, o deranja mirosul de la vopsea, dar răbda, căci nu mai avea mult și ateriza în cercul ei de prieteni, pentru care pregătea o istorie cu scopul de a convinge pe cineva să-i cumpere nuca. Se poziționă lângă o bancă unde era deja un grup de ciori din vecinătate și puse cu grijă nuca jos, care deja se uscă și strălucea în bătaia razelor. Joy își trese glasul răgușit și plină de importanță începu să croncăie. Nucă fermecată, dacă o pui în fața unei oglinzi, împlinește o dorință. Ca la comandă, toate ciorile au înconjurat-o pe Joy. Ce vrei pentru această nucă? Se interesă cineva din gloată. 5 vermi și nimic mai puțin. De ce nu mănânci nuca dacă ți este foame? Întrebă o vrabie care se afla prin apropiere și auzi discuția. Cum poți să-ți închipă că mănânci o nucă fermecată? Se pare că nu înțelegi ce înseamnă o dorință împlinită. Spuse ușor iritată Joy. Și de ce nu o păstrezi pentru tine dacă e fermecată? De ce nu o folosești tu? Întrebă alt prieten. La asta nu se gândi mai înainte, dar le spuse că ea este deja fericită și ar vrea să o dea cuiva cu adevărat dornic să îi se împlinească dorința. Cineva ieși în față și se oferi să-i aducă 5 viermi de seară la aceeași bancă din parc. Joy se bucură că înțelegerea era făcută și se gândea unde să păstreze nuca pentru a nu-i fi furată pe parcursul zilei. Obositoare a fost acea zi, pentru că zbura pretutindeni cu acea nucă vopsită în cioc. Când veni seara, ateriză din nou la banca stabilită din parc și privi cum prietenul ei cobora cu ceva mic și strălucitor în cioc. Era o oglindă, iar alt cioroi se străduia să nu piardă 5 vermi din clanț. Cioara care o făcu pe grozava dimineața se pierdu.
Hai, Joy, vreau să încerc nuca chiar aici. Nu vreau să fiu tras pe sfoară. Păi, trebuie să pui oglinda îndreptat așa ca să reflecte razele soarelui, iar nuca în fața oglinzii. Îți pui dorința. Și când se împlinește? Dar apoi se gândi că ar putea face o afacere mult mai profitantă. Dacă eu sădesc această nucă, voi avea în câțiva ani un copac cu nuci fermecate. La această idee se însufleți prietenul și îi spuse lui Joy că nu mai verifică nimic. Se răzgândi. Îl rugă pe amicul lui să lase jos cei 5 viermi, înhăță nuca și se îndreptă spre casă pentru a le povesti părinților despre realizarea sa. Se așeză pe un ram mai gros al unui copac bătrân și îi arătă mamei sale, o cioară de vreo 50 de ani, nuca fermecată. Mama privi atent la nuca strălucitoare și îi spuse fiului să aducă niște apă într-un pahar. El credea că mamei îi este sete, dar mama apucă nuca și o scufundă în paharul cu apă, iar vopseaua începu să se înmoaie și să se umfle. Fiule, îmi pare rău să te dezamăgesc, dar nu există nuci fermecate. Care a fost dorința pe care ți-ai pus-o atunci când ai făcut rost de această nucă? Băiatul avea ochii în lacrimi deja de supărare și mânie că fusese amăgit. Și spuse mamei, mamă, vreau să mă răzbun pe această nucă nenorocită. Voi fi de râsul tuturor prietenilor din parc care au fost martori la schimbul nostru. Mama nu știa ce să-i spună, dar în timp ce se gândea la niște cuvinte potrivite, o doamnă care se așezase pe o bancă de sub acel copac deschise Biblia și începu să citească cu voce tare. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răspăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă îi este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Romani 12, de la versetul 17 la 21. Băiețelul se întoarse către mama cu întrebare în privire. Mamă, atunci reiese că eu nu trebuie să mă răzbun? Așa este, dragul meu. Mai bine hai să ne gândim cum putem folosi această nucă pentru a face bine altora, nu rău. Ce poți face cu o nucă nenorocită? Întrebă amărât băiețelul. O poți împărți cu cineva flămând, care nu știe de așa zisa nucă fermecată, dar care va aprecia o masă cât de modestă. Băiețelul se mai însufleții și își luă nuca udă din paharul cu apă și zbură pe străzile lăturalnice ale marelui oraș pentru a căuta pe cineva potențial flămând. Nu dorea să întoarcă rău pentru rău. Zburând pe deasupra parcului, o văzu pe Joy, tristă, păzind cei 5 viermi și se gândi să coboare la ea. Salut, Joy! De ce ești tristă? Pentru că minciuna pe care am spus-o mă macină și nu-mi dă pace. Așteptam să te văd din nou și să-ți înapoiezi viermii. Sunt cam obosiți, dar cred că la fel de delicioși ca și câteva ore în urmă. Rosticioara fără să-și ridice ochii din trotuar. Am vrut să fac un târg ingenios, dar mi-am umplut inima cu amărăciune și tristețe. Nu mai zic nimic de vinovăție. Te rog să mă ierți. Ia viermii, sunt ai tăi. Și îi împinse ușor cu aripa neagră. Am eu o altă idee, spuse cioroiul prietenos. Eu te-am iertat deja și mă gândesc că ambii ne vom bucura de o masă pe măsură. Împărțim și nuca și viermii. Joy nu credea că așa ceva este posibil. Cei doi copii ciocniră coaja de la nucă și o desfăcură în două coji identice,
care mai aveau pe alocuri pete de vopsea aurie. Miezul nucii era încă umed și tare delicios. Joy întrebă curioasă: de ce m-ai iertat? Pentru că am auzit azi, desigur era pentru oameni, dar am înțeles că trebuie să întoarcem bine pentru rău și să dăm mâncare dușmanilor noștri și astfel să nu ne lăsăm biruiți de rău, ci să biruim răul prin bine. Nu e ușor, dar nici greu. Iată, asta seamănă cu magia. Cât de frumos! Exclamă Joy. În timp ce Eileen încheia povestea, vecina deja își căuta torbița cu cele cumpărate și se ridicau cu bunica de pe bancă. Copiii au coborât și ei. Josiah a îmbrățișat-o strâns pe surioara lui și a spus emoționat: Eileen, de fiecare dată când voi vedea o cioară cu o nucă în cioc, îmi voi aduce aminte că nu există nuci fermecate și că trebuie să biruim răul prin bine, exact cum a făcut cioroiul cu privire la Joy. Eileen îi zâmbi, îl lua de mânuță și se îndreptară spre blocul în care locuia bunica și unde îi aștepta o tavă mare cu gogoși aromate. Dragi prieteni, voi aprecia susținerea voastră financiară pentru tipărirea primei serii de povești, care este la finele ilustrării. Orice donație, cât de mică, este un pas mai aproape de realizarea acestui vis. Vă mulțumesc! Cu drag, autor Mașa Rotaru.